momentul istoric care este abatorul orășenesc, aparținând, din câte știu eu, domnului Țiriac. Bulevardul Eroilor de la Tisa, numărul 30-40, e abatorul, fabrica Guban și respectiv strada Iancu Văcărescu, 1-5, unde este un monument al industriei timișorene și industriei românești, Candia. O să trebuiască studiate puțin CF-urile să vedem cu cine trebuie să stăm de vorbă. Arabii care au cumpărat firma au cumpărat-o cu scopul de a înlătura un concurent puternic fabricii de produse zaharoase din Brașov. După care au vândut și fabrica din Brașov și s-au mutat cu tot cu branduri în Bulgaria. Amenzi, amenzi și iar amenzi. Și vedeți aici o clădire din Piața Traian, o clădire monument istoric, care are un parcurs în ultimii 10-15 ani de toată jena. Pe metoda tipică, cerere de revendicare, pe un nume,